Fostul militar este un jucător constant la acest sistem de joc. El a mai câștigat premii, dar niciodată unul mare. Generalul, care are 73 de ani, spune că nu a mers la București să-și ridice banii, deoarece este prea bătrân și se teme că o să dea o mașină peste el pe stradă. Potrivit Loteriei Române, câștigătorii s-au prezentat la București pentru a revendica premiul. La suma de peste 7 milioane de lei câștigată de cei 15 târgovișteni, s-a aplicat un impozit de 25%. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Târgoviște.